Vă explicăm de ce facem ceea ce facem. În Biblie ni se spune despre o nuntă. Este vorba de nunta din Cana Galileea. Eu am fost acolo. Și toți rețin de la nuntă lucrul cel mai, care n-avea mare valoare, că s-o că Domnul Iisus a transformat apa în vin. Dar altceva avea valoare acolo. În Ioan, capitolul 2, cu versetul 2. Spune așa, la nunta lor, a fost invitat și Iisus. Asta facem noi. Poate ați văzut mai multe nunți. Și avem aici actul de stare civilă. Dar cel mai important este când vine Iisus și binecuvântează familia. Și ei în această zi, Adriana și Șerban, Șerban și Adriana l-au invitat pe Iisus. Ei nu de mine au nevoie. Nici de fratele Paul. Ci au nevoie de Iisus. Amin. Și noi ne vom ruga ca Domnul Iisus să-i binecuvânteze. Să țină împreună în dragostea Lui. Amin. Și să se iubească așa cum Domnul Iisus îi iubește. Biblia spune în Luca, în Matei capitolul 22 că va fi o zi când va fi o nuntă. Acolo sus în ceruri. Și la acea nuntă vor fi invitați și sunt invitați toți cei care îl iubesc pe Iisus. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus, Iezu liptu, Iisus iubește familiile dumneavoastră. Și El vrea să fiți și dumneavoastră acolo la nunta aceea. Astăzi ați fost invitați de Șerban și de Adriana la nunta lor. Dar Domnul vrea și eu aș vrea să fim cu toți acolo la nunta Mielului. Pentru asta aveți nevoie de Iisus. Și noi ne rugăm ca Domnul Iisus să vă binecuvânteze familiile. Să ajungeți cu toți acolo sus în ceruri. Dar ca să ajungeți acolo sus, trebuie să faceți ce am învățat la botez și ce a făcut și Adriana. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan 14:6. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu, în rai nu poți ajunge fără Iisus. Dar pentru aceasta trebuie să crezi în Iisus și trebuie să te botezi. Și apoi vei ajunge acolo la nuntă cu Iisus. Domnul să vă ajute să credeți în Iisus, să vă botezați și să-L urmați pe Iisus Hristos. Și Domnul Iisus să vă iubească
și să vă binecuvânteze familiile. Amin. Noi vom rosti binecuvântarea peste această familie. Dar ne rugăm ca Domnul să vă binecuvânteze și familiile noastre. Amin. Și să ne ajute într-o zi să fim cu toți acolo sus. La nunta Mielului. Cu Iisus Hristos. Amin? Amin. Haideți să ne... Nu vreți să vă întoarceți voi invers? Da, da. Nu merge cablul. De obicei asta se întreabă la starea civilă. Dacă fratele a rugat să întrebăm, întrebăm. Cerban, de bună voie și neselit de nimeni, o ai căsătorie pe Adriana? Da. Și până când vrei să... Adriana, de bună voie și neselită de nimeni, o iei căsătorie pe Cerban? Da. Și până când vrei să fiți împreună? Toată viața. În baza actului de căsătorie și în baza cuvântului lui Dumnezeu, noi vă declarăm soț și soție și vrem să rostim binecuvântarea care Domnul o poate pune peste voi. Și fie ca toată viața voastră să fiți împreună și împreună cu Iisus. Amin. Iisus, semn de respect pentru Dumnezeu și pentru noi. Te rog, dă-ți pantul pe jos, să nu fie incomod. Și puneți-vă pe genunchi. Așa. Și atunci ne vom ruga pentru voi. Vreau să spun încă o dată, cine dă binecuvântare este Domnul și voi să o primesc cu bucurie. Slăviți să fie Dumnezeu. O Doamne, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta și Te rugăm ca Tu să binecuvântezi această familie. Că ceea ce este binecuvântat de Tine, rămâne binecuvântat. Ei au nevoie de Tine, o Doamne Iisus. De aceea te rog, Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste Șerban și peste Adrian. Te rog, Doamne, ca Tu să le dai sănătate, să le dai unitate, să le dai dragoste față de Tine, față de cuvântul Tău și unii față de alții, Doamne. Ajută-L, Doamne, pe Șerban, o, Doamne, vrei sănătate, ai putere de a munci, și să poată, Doamne, să-și întrețină, Doamne, soția și familia. Să o prețuiască și să o respecte pe Adriana. Și împreună să fie copii ai Tăi și slujitori ai Tăi. Amin. Tată din ceruri, stăm în prezența Ta divină, să mulțumim frumos în această dimineață. Pentru că Tu ai avut în vedere în urmă cu mii de ani, Doamne, Dumnezeu din cer, această binecuvântare, acest act, această declarație care și-au declarat unii față de alții. Ceea ce a spus Șerban și Adriana, eu știu că Tu ai auzit de la frumos să întărești și să le puteți să-și aducă minte. Că și-au jurat iubire veșnică. Și-au jurat iubire toată viața. Atunci când vor fi la greu, atunci când le va fi cel mai greu, te rog frumos să-i sprijinești Tu cu un duc de bunăvoință. Amin. Te rog frumos să faci o soție supusă și ascultătoare înainte de toate de cuvântul Tău, apoi de soțul ei. Te rog frumos să faci o mamă bună pentru copiii ei care îi vorbim și să te atingi de pântecele ei, Dumnezeu, de cer. Dacă există o boală în trupul ei în momente ca acestea, te rog să lași o picătură din sângele tot cel scump și divin peste trupul ei între, Doamne, peste mintea ei. Te rog să-i dai putere să fie un exemplu în societate, Doamne. De asemenea, te rog să-i dai putere, Doamne, să rămână o fiică bună pentru părinții și binecuvânte întreaga ei familie, care, Doamne, Dumnezeu, vă cer. Ei nu sunt aici. Probabil că vor vede, probabil că vor urmări, sau probabil că vor asista, Doamne Dumnezeu, vă cer, în fața unui televizor. Dar în neputințele noastre, în slăbiciunile noastre, Doamne, Te rog frumos,
Fă-o ca schimbarea care Tu o vei face în această soție, în această soră noastră, să fie un exemplu pentru părinții ei. Prin actul acesta, Doamne, Te rog, atinge părinții ei, atinge pe cei dragi ei care iau acasă în România, Doamne, și adu-i și pe ei la o viață nouă. Te rog, Bunul meu Dumnezeu, îndepărtează orice plan demonic din viața lor de familie, îndepărtează orice lucru care nu este după sfântă voia Ta și Tăre putere să iubească cuvântul Tău, să iubească rugăciunea, să iubească postul, Doamne, iar Tu, Doamne, Dumnezeul meu din cer, care poți pune în slujba Ta și deja ai făcut-o, Doamne, ajută-i să slujească cu bucurie, să slujească cu dedicare Ție și numele Tău, Doamne. Te rog frumos pe mai departe, Tată din Cerul, să binecuvintezi fiecare familie în parte din locul acesta, să binecuvintezi copilașii noștri. Te rog, atinge-te și de soția mea și de mine, binecuvântă și pe cei ce sunt prezenți. Ei poate nu înțeleg și sigur că nu înțeleg vorbirea noastră, dar fă-i să înțeleagă prin Duhul Sfânt, Doamne, toată această acțiune și toată această binecuvântare. Peste ei punem numele Tău de Dumnezeu, peste familia fratelui Roșu, și punem, Doamne, numele Tău de Dumnezeu și peste lucrarea din loc, Biserica Maranata, și peste fiecare membru al familiilor noastre. Numele Tău îl binecuvintez, Doamne, îl preamărăresc și îl onoresc pe Domnul nostru Iisus, prin Duhul Sfânt în veci. Amin. Biserica Maranata are o nouă familie, este vorba de familia Roșu. Domnul să-i binecuvânteze. Puteți să vă prezisați și chiar să vă sărutați. Și cei care iubesc familie, uitați-vă la soția, la soțul dumneavoastră și spuneți-i, Te iubesc. Danke schön. Cine să trăiască, mirii să trăiască în amorul ăsta. Cine să trăiască, mirii să trăiască la amorul ăsta. Mulți am trăiască, mulți am trăiască.